Lucrările de asfaltare pe șoseaua Alexandriei s-au derulat astăzi destul de rapid. S-a ajuns în sfârșit la realizarea acestui proiect implementat de Consiliul Județean după ce primăria a transmis acestuia drumul în administrare, astfel că în sfârșit s-a trecut la modernizarea acestei artere rutiere. Dacă locuitorii din zonă au din acest punct de vedere de ce să se bucure, nemulțumirile lor se leagă tot de transportul în comun. Suntem mulțumiți așa cât de cât că face șoseaua, că circulația era oprită pentru interesul transportul în comun, datorită primarului și al patronului care își bate joc de noi. Dacă toată circulația circula țării pe șoseaua asta, ei le-au oprit. Bine, mersi, că-ți plătiți din banii publici, inclusiv primarul, inclusiv șoferii. Și de ce noi trebuie să prezentăm cuponul de pensie și buletinul la un șofer care deține 3 sau 4 clase? Buletinul să predă numai la organul de poliție. Nouă trebuie să ne facă legitimație sau carduri speciale de transport în comun. Vreau să fac autobuzul, să mor cu autobuzul până la piață, până acolo, până acolo. Asta vreau. Și din cauza șoselei nu mai veneau autobuzele nici măcar. Da, nu mai e bine, da. Era și... Nu am nevastă, nu am nimic, dar vreau să autobuz de acolo până aici, să mor cu autobuzul până la piață, atâta vreau. Am înțeles. Vreau să nu mă interesez. Proiectul implementat de Consiliul Județean privind asfaltarea șoselei Alexandriei este finanțat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria. Termenul de finalizare a proiectului este 31 decembrie.